să cânt. Mi-e drag să cânt această înviere și marea biruință a lui Hristos, căci dintr-o lume întreagă de mistere, nimic nu poate fi mai de folos. Mi-e drag să o văd în noapte pe Maria, plângând de frământare și de dor, lângă mormântul gol al lui Mesia, neprețuitul ei mântuitor. Cu inima bătând de bucurie, s-o vezi fugind să fie prima, să spună vestea tuturor să știe că l-a văzut pe Domnul, el era. Și apoi, cutremurându-se la gândul că Domnul a înviat, precum a spus, pe Petru și Ioan, mâncând pământul, să vadă ei dacă a înviat Iisus. Iar preoții, ca niște prunci în joacă, ce vor să ascundă iute ce au stricat? Au poruncit soldaților să tacă, să nu mai afle nimeni că a înviat. Dar cum să stăvilești izvorul vieții, să curgă pe pământul însetat, înveșmântat în zorii dimineții? Iisus a înviat, a înviat! De la pământul nostru până la ștele, o punte de scăpare s-a făcut. Între Hristos și dorurile mele, iubirea știe drumul cel mai scurt. Mă închin de aceea, Doamne, cu plăcere, rămâi cu mine, o Iisus Hristos, căci dintr-o lume întreagă de mistere, nimic nu mai poate fi mai de folos. Amin. Amin.